Ok. În perioada 30 septembrie-2 octombrie 2022 a avut loc exercițiul național Salvaspeu, organizat de Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeu Dâmbovița, pe Valea Brăteiului, în nordul județului Dâmbovița. Exercițiul a fost desfășurat în peștera Rătei, care este cea mai mare peșteră de la noi din județ, având o lungime de 7,2 km. S-a extras o victimă la aproape un kilometru de la intrarea în peșteră prin tehnicii speciale de salvare mediu subteran. La acest exercițiu au participat 50 de salvatori din toată țara. În peștera Rătei, prin prisma exercițiului realizat, dar și prin numeroasele explorări care le-am făcut, am pus la punct planul de intervenție în caz de accident în această peșteră din județ. Cum te numești? Diaconescu Ștefan, șef serviciu, Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeu Dâmbovița. Activitatea speologică, ca și parcursul traseelor montane, comportă un anumit grad de risc. Practic, un pas greșit sau o piatră care se mișcă când nu trebuie, poate oricând să ducă la un picior sucit în peșteră, care face transportul către suprafața victimei să fie imposibilă pe picioarele proprii. Pentru asta, practic, există servicii specializate, Salvaspeo, care pot să transporte în siguranță un accidentat din interiorul peșterii până la exterior. Această activitate este realizată și în cadrul serviciilor Salvamont Salvaspeo din România, iar exercițiile naționale ajută la omogenizarea și la participarea speologilor și schimbul de experiență a speologilor din diferite zone ale țării. Acest exercițiu a fost organizat de Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Dâmbovița și la acest exercițiu au participat 50 de speologi salvatori din întreaga țară. Din păcate, spre deosebire de accidentele montane, în cadrul accidentelor din peșteri, victima trebuie evacuată pe aceeași cale pe care a pătruns. Deci, practic, o persoană accidentată într-o peșteră care are pe parcursul ei diverse porțiuni mai dificile, cum ar fi strâmtori, târâșuri, zone cu ape, cascade, pot să genereze o dificultate în evacuarea victimei de la locul accidentului către exterior. Spre deosebire de accidentele montane, la care se poate comunica telefonic la 112 cu salvatorii și anunța accidentul, în peșteră, practic, undele nu se transmit, trebuie instalată o telefonie pentru a se sincroniza echipele de salvare, iar evacuarea pe munte uneori poate fi destul de ușoară, respectiv cu elicopterul. În cadrul accidentelor din peșteră, din păcate, targa trebuie transportată pe tot parcursul peșterii de la accident până la intrare de către acești salvaspeologi. Ciubotărescu Cristian, Salvaspeo România, Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Dâmbovița. Voluntar. Exercițiul național din peștera Rătei a avut ca scop antrenarea speologilor salvatori din Corpul Român Salvaspeo Corsa și, bineînțeles, optimizarea tehnicilor speologice. La exercițiu au participat speologi salvatori din 6 județe. Exercițiul național a fost organizat de Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara și Salvaspeo România. La exercițiu au participat 50 de speologi. Durata exercițiului a fost de 10 ore, iar timpul efectiv de evacuare a tărgii a fost de 3 ore și 10 minute. Perfect. Cum te numești?
Sopincean Adrian, consilier tehnic Salvaspeu Hunedoara. Așteaptă. Ok. La exercițiul național Salvaspeu Peștera Rătrei au participat mai multe servicii județene, printre care Brașov, Hunedoara, Dâmbovița și Mureș. Câți speologi au fost? La acest exercițiu au participat 50 de salvatori speologi din serviciile enumerate mai sus. La ora actuală avem mai multe tipuri de exerciții. Exerciții naționale, exerciții județene, exerciții regionale. Acest exercițiu a fost național. Diferența între exercițiul național și celelalte exerciții este că participă mai multe județe. Este organizat de mai multe consilii județene, ca la noi, Brașov, Hunedoara, Mureș și Dâmbovița. Perfect. Cum te numești? Ciubotărescu Radu Bogdan, salvator montan, Serviciu Public Județean Salvamont, Salvaspeo, Dâmbovița. La exercițiul național Salvaspeo, Peștera Rătăi, au existat 5 echipe în subteran, plus ASV-ul, ASV-ul însemnând asistența victimei, punctul de comandă și punctul de comandă avansat. Peștera Rătăi este o peșteră complexă din județul Dâmbovița, având o lungime de 7 km, târâșuri, săritori. Pentru aceasta, la exercițiul de salvaspeo s-au folosit corzi, sisteme de tiroliană, palane, frână de sarcină. Tot să vină! Exercițiul național salvaspeo organizat în Peștera Rătăi. Exercițiul, după cum știți, este organizat de Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, Serviciul Salvamont Hunedoara și Salvaspeo România. Sunt înscriși 50 de participanți care, îi vedeți aici, sunt împărțiți în 5 echipe de evacuare, echipă ASV și, bineînțeles, punct comandă avansat și gestiune. O să fim foarte scurți pentru că deja intrăm în criză de timp. Îl rog pe Gigi să vină să ne facă o scurtă prezentare a peșterii. Aveți aici sectoarele pe care o să evacuați targa și echipele. Am făcut puțin atipic în sensul că pe sectorul 1 merge echipa 1 ca să nu fie pe acolo să încurce oamenii, că sunt oameni mai puțin experimentați, să încurce echipele, sectoarele. Deci e foarte simplu. Sectorul 1, echipa 1, sectorul 2, echipa 2, sectorul 3, echipa 3, sectorul 4, echipa 4 și ieșirea, sectorul 5, echipa 5. Da? Vorbesc de echipele de evacuare. Gigi o să vă prezinte pe scurt peștera și apoi Bebe o să vă mâneze fișele de misiune la șefii de echipă și mai departe șefii de echipă știu ce au de făcut. Când plecați în misiune, vă rog să treceți pe la punctul de comandă ca să vă notăm. Și un singur lucru vreau să vă mai spun la sfârșit, e foarte important să comunicați, da? Există fir de telefonie de la punctul de comandă până în partea din profunzimea peșterii, de unde evacuează echipa 1. Vorbiți la telefon, da? Nu veri și uscate, vorbiți ce trebuie, da? Comunicați cu cealaltă echipe, cu exteriorul. Bine? Succes! A trecut echipele dinspre fundul peșterii, spre intrare și așa vom discuta. Deci, prima echipă, echipa 1, are un sector pe prima parte foarte ușor, larg, pe unde trece targa foarte ușor. Va ajunge în locul numit La Portiță, care e locul de aici pe secțiune, unde galeria devine descendentă și relativ îngustă. Va fi dificil cu targa, trebuie să munciți și să vă străduiți. Va ajunge targa deasupra la locul numit La Meduză. Meduza este o scurgere mare, un dom stalagmitic vertical. Se schimbă echipa, trece echipa 2 care va coborî targa prin tehnicile specifice pe Meduză și va ajunge la galeria cu cascade, galerie de asemenea dificilă unde veți echipa. După ce va depăși și acest obstacol, echipa 2 își va termina misiunea și targa va fi preluată de echipa 3 pe sectorul 3, un sector foarte ușor până în Sălița
De Popas, unde nu are, echipa asta nu are niciun obstacol. Din Sălița de Popas e un sector dificil și foarte strâmt care va fi evitat și va intra echipa 4 pe activ, aval de sifonul 4, va duce targa pe activ cu 2-3 obstacole până într-un punct în zona confluenței cu activul care vine de la sifonul 3. În punctul ăla se schimbă cu ultima echipă, echipa 5, duce targa foarte, foarte ușor, până într-un loc numit la fereastră, unde se montează o tiroliană, veți avea dificultăți. Și după aceea se vor strădui, probabil, să scoată targa pe galeria de incendiu până afară. Victima este Diana, ea este victima. Oh, ce noroc! Așa. ASV! Noi. Noi, da. ASV-ul e Iulian, e Alex. Iulian, care e Iulian? Alex e acolo. Sergiu. Și mai e doctorița. Anca, scuză-mă, nu te vedeam. Și Anca. Trebuie să facă injecții. Trei. Cu morfină. Ok. Bine. Șefii de echipă. Stai să vă dau. Fiecare aveți misiunea. Echipa 1. Echipa 2. Marius. Echipa 3. Echipa 4. Echipa 5. Speed. Marius. Și ASV-ul. Echipa 1, spuneți oamenii. Și după să echipa 1. Echipa 1 se aude și merge într-o parte cu Ovidiu. Echipa 2 se aude, după aia merge într-o parte și discută, ca să... Da, și după aia la sfârșit facem o poză de grup. Că nu și echipa 5 să vină până la mine. Adică la început, acum. Acum, da, clar. Deci echipa 1... Echipa 1, Simi, Lidia, Paul, Gheza și Cristina. Echipa 2! Ne știm cine, hai. Mergeți într-o echipa 3. Echipa 3. Ne uităm. Echipa 4.